Am acolo o întrebare, după care o a doua întrebare în spate. Bună seara, numele meu este Ioana Maru și sunt studentă a Facultății de Științe Politice. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră prin prisma orientării ideologice, dar și a funcției pe care o dețineți, și anume de președinte al unui partid de minorități, în legătură cu inițiativa Coaliției pentru Familie de modificarea Constituției. Bun, eu cred că lucrurile sunt clare în codul civil, pe partea de familie, acolo n-ar trebui să umblăm. Deci, din punctul meu de vedere, această amendare a Constituției nu ar trebui să aibă loc. În același timp, eu sunt un om conservator în ceea ce privește căsătoria cu acte legale, dar în același timp cred că parteneriatul civil trebuie reglementat pentru cei care au o altă orientare. Și aici e vorba doar de actul de căsătorie și tot ce înseamnă consecințe unui act de căsătorie, fiindcă nu mă refer la familie. Deci familia e mult mai mult decât o căsătorie. Poate să fie o familie și trebuie recunoscută familie și familie monoparentale și familii. Mă rog, deci dacă reduci familia doar la căsătoria între bărbați și femeie, eu cred că greșește enorm de mult și excluzi o grămadă de oameni din această formulă de a fi considerată și de a fi recunoscută ca familie. Nu e corectă. Eu cred că trebuie găsită alte... Da, mă rog, aici sigur vom vedea lucrurile cum vor evolua, dar eu cred că nu ar trebui să aibă loc amendarea Constituției pe acest subiect. Nici ca principiu și nici ca o abordare constituțională nu e bine să modifici Constituția doar punctual. Din punctul meu de vedere, România ar avea nevoie de o nouă Constituție, nu de amendarea Constituției. De aceea, deci cele două motive. Nu consider că familia trebuie definită prin Constituție în acest mod și nu cred că Constituția poate și trebuie amendată punctual. Aici, dacă pot, aș avea o continuare a întrebării studentei noastre. Și anume, odată deschisă această cale către modificarea Constituției printr-un posibil referendum în ceea ce privește o anumită minoritate, în cazul de față o minoritate sexuală, vă temeți cumva că în viitor va fi mai ușor să se discute despre alte tipuri de minorități și despre oportunitatea unor referendumuri privind drepturile care pot fi acordate altor minorități? Nu mă tem de acest lucru, dar teoretic există această posibilitate. Eu mă tem că vom mai amenda Constituția punctual pe niște subiecte care nu ar trebui să fie abordate, cel puțin constituțional. În acest moment, USR-ul are un proiect care sigur că va ajunge pe masa Parlamentului, că se poate ajunge la semnăturile necesare, 500.000 de semnături din 21 de județe și din fiecare județ un anumit număr de semnături pe chestia asta extrem de populară, fără penal în funcții publice. Și eu sunt de acord până la un anumit punct cu această afirmație. Dar nu sunt de acord să reglementăm în Constituție, fiindcă penal nu înseamnă neapărat corupt. Și vă dau un exemplu. Student, unor Kelemen la 18 ani. Fac o prostie cum unii studenți mai fac prostii. Se deschide un dosar penal. Primesc o condamnare de 2 ani, de 1 an de suspendare. Că am băut o bere, sunt la volan. Sau am tras un joc. Trec 30 de ani. Se mai întâmplă, nu știu, cu mine nu s-a întâmplat, dar n-am vrut să dau alt exemplu decât. Și trec 30 de ani. Fac o carieră academică, după ce am terminat universitatea. Sunt un om extrem de apreciat în domeniul meu. N-am avut nicio tangență cu politica. Dar la un moment dat, se pune problemele, e un om foarte bun. Are o carieră internațională. Hai să chemăm să fie ministru. Hai să chemăm să fie primar. Hai să chemăm să fie președintele țării. Dar nu poate, pentru că a fost condamnat în când avea 18 sau 19 ani. Deci, deci o abordare atât de brutală, simplistă,
fără nuanțe, nu e corect. Mi-e tem de acest lucru, nu neapărat că vine o altă idee, sunt astfel de idei pentru o altă minoritate, nu neapărat sexuală, ci etnică sau, mă rog, așa mai departe. Pur și simplu, nu ai voie să fii populist, fără măsură. Când poți. Uite, o întrebare interesantă. Ziceați acum 5 minute de acea greșeală a copilăriei pe care o fac unii, uite, să fumezi un gen. Ce părere aveți de legalizarea drogurilor ușoare? E un pas pe care multe state europene l-au făcut. Eu aș face mâine. Dacă ar fi. Așa cum au făcut foarte multe state și nu s-a întâmplat nicio tragedie și eu aș face... Sigur, chiar a scăzut criminalitatea. Și chiar cu amenzi și nu știu ce, dar să fie o situație foarte clară. Pentru droguri ușoare, deci. Da, doar droguri ușoare. Ok, deci un răspuns foarte rapid, o întrebare acolo. Da, sigur. În contextul centenarului Parlamentul era adoptat sau zile de nu știu dacă exact ceva, conform căruia chiar într-un mod foarte simpatic am văzut poporul român îmbrățișează o eventuală nu, manifestare din partea poporului Republicii Moldovei, că, în cazul în care există o manifestare clară a lor, că vor să unească cu România. Și vreau să mă întreb care e poziția noastră și a partidului pe care reprezentați în această chestiune. O să vă placă sau o să vă placă, nu știu. Deci noi ieri am fost singurii care ne-am abținut la vot, la acea declarație. Noi nu am votat acea declarație. Înțeleg. Și sunt de acord. Dar eu cred că această dorință trebuie și soluția pentru a ajunge la o astfel de situație un pic altfel. Și vă spun de ce. Eu nu pot să fiu revizionist pe 27 martie și să nu fiu revizionist pe 4 iunie. Deci ori sunt revizionist tot timpul, ori nu sunt deloc. Asta este un revizionism și se poate descrie de ce. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu aș fi așteptat să vină cei care propun, și aici discursurile erau mai importante decât declarația, și discursurile au fost notate și transmise mai departe de către ambasadori, să spună următorul lucru. Când ne-am angajat că intrăm în Uniunea Europeană și mai ales în Alianța Nord-Atlantică, atunci ne-am angajat să ducem un conflict înghețat în interiorul NATO sau nu? Pentru că acolo există un conflict înghețat cu Rusia, în Transnistria. Și de ce este acest lucru important? Dacă avem impresia că în 2018 Rusia ar accepta să ajungă printr-o unire a României cu Moldova, cu Republica Moldova, NATO să ajungă până la granița lor, eu cred că suntem în eroare. Am discutat cu partenerii noștri. Suntem oameni serioși, credibili, responsabili? Fiindcă dacă am discutat cu americanii, dacă am discutat cu partenerii noștri și ei au zis, da, bun, haideți, aduceți Republica Moldova în interiorul Alianței Nord-Atlantice, aduceți acest conflict înghețat în interiorul Alianței Nord-Atlantice și dacă va ieși un scandal, un război, mai bine zis, venim noi și vă apărăm, atunci e ok, dar ce să putem răspuns? Și trebuie spus oamenilor foarte serios. În această perioadă, o astfel de încercare ar însemna război. Ar însemna conflict. Nu știu ce fel de război ar fi, dar un conflict cu Rusia, sigur că ar avea loc. Nici nu ne-am trezit și deja am avea armata 14 la Iași. Și nu știu dacă americanii se angajează în acest moment într-o luptă cu Rusia pe teritoriul României. Deci trebuie discutate aceste chestiuni extrem de serios. Președintele nu a fost prezent. Dacă el ar fi fost prezent și ar fi ținut un discurs în acest sens în care toți liderii, inclusiv Dan Barna, inclusiv Ludovic Orban, inclusiv Tăriceanu Dragnea și Băsescu nu ieri, ci în această perioadă a susținut, atunci aș avea convingerea că există o înțelegere cu americanii, cu marile puteri. Altfel, am o reținere. Cei doi, președintele n-a fost prezent și Dăncilă, ca premier, nu a zis că trebuie mergi pe această direcție. Doar liderii politici nu au nicio responsabilitate. Probabil că ei știu foarte exact și sunt conștienți că din partea lor, dacă ar fi fost o astfel de declarație, ce ar fi însemnat. Deci, înseamnă că duci România într-un conflict
pe care nu poți să stăpânești. Și trebuie să vă întrebe pe noastră, cei care vor să meargă în acea direcție, că la 51 de ani nu mai sunt apt pentru militarie. Dar noastră, da. Pe de-o parte. Pe de altă parte, sigur, mai sunt și alte discuții economice. România este o țară săracă. Republica Moldova este o țară și mai săracă. Din două țări sărace, vrei să faci o țară mai mare și mai săracă? Poate că da. Poate că vreau să spuneți că generația noastră se sacrifică. Că așa vrem. Ne sacrificăm. Vom vedea ce se va întâmpla peste 30-40 de ani, dar trebuie să se întâmple în acest moment. Renunță Republica Moldova la Transnistria, nu mai avem un conflict înghețat, se face unirea. Dar mai există o întrebare. Crede cineva că un stat va renunța la statalitate și tot ce înseamnă statalitate, toate instituțiile, ca să fie 5 județe în estul României? Să vină la doamna Carmen Dan sau la orice alt ministru, unul din Chișinău? Bun, ce facem cu rușii? Ne trezim cu 5 partide comuniste sau interzicem partidele comuniste în România după unificare? Ne trezim cu... Pe noi ne-ar avantaja. O nouă minoritate. Dar totuși, eu nu vreau război. Eu când m-am dus în fața alegătorilor mei și am spus, alegeți-mă, eu nu am promis război. Conflict cu alte state. Deci sunt multe, multe chestiuni care, dincolo de sentimente, dincolo de dorința de a fi împreună, trebuie discutate foarte serios. Dacă renunță Moldova la statalitate, poate că vrea ceva. Poate că trebuie să mergem la Constituția României și nu vreau să merg mai departe. Dar trebuie să ne gândim și la aceste aspecte. Eu cred că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană trebuie ajutată. Și atunci, în interiorul Uniunii Europene, lucrurile se vor reașeza. Dar nu prin revizuirea granițelor. Că dacă deschizi într-o parte, de ce ai impresia că nu se va deschide și în altă parte? Eu cred că aici sunt mai patriot decât toți cei care ieri au ridicat mâna. Scuzele de ridicare pentru această apreciere neobișnuită. Acolo o întrebare în spate, datul. Mulțumesc. Într-adevăr, după cum susțin punctul nostru de vedere, într-un caz unui război cu Rusia, va trebui să alegem clar dacă trecem în Carpații iară sau dacă trecem Prutul. Cu siguranță am fi într-o... Mă rog. Am avea o alegere destul de fierbinte. Va trebui să le trecem pe amândouă, asta clar. În contextul acesta, centenarului Marii Unii, care este proiectul dumneavoastră, sau mă rog, și al partidului până la Uniunii pe care o reprezentați, care este planul de sărbătorire al acestui moment astrologic? Bun, aici cu sărbătoarea avem o problemă. Cu restul nu avem. Deci eu anul trecut am spus că trebuie să vorbim foarte sincer. Noi, eu vorbesc de maghiari, de compania maghiară. Nu avem ce sărbători, dar respectăm această zi importantă pentru români și pentru toți românii. Dar nu avem ce sărbători, fiindcă noi, acum 100 de ani, am devenit minoritate. Ce se sărbătorește asta? Da, într-adevăr. Dar deveni și ei noștri. Adică... Da. Suntem mai voștri. Fără să fim întrebați, chiar că vrem să fim mai voștri. Dar acceptăm. Istoria acceptăm că după război, cei care au fie... Ne-ați la 15 martie, acum fie vorba. Da. Nici românii ne-au fost întrebați dacă e dumneavoastră. E o diferență mare, dar dacă vreți să vă spun punctul meu de vedere și despre 15 martie. De aceea eu am zis, haideți să clarificăm. Nu trebuie să sărbătorim noi, fiindcă nu va depinde cum se simt românii în țară, dacă noi sărbătorim sau nu sărbătorim. Noi respectăm această zi și istoria românilor și așteptăm respect reciproc. Eu am spus că 2018 ar trebui să fie, din punctul nostru de vedere, anul dialogului. Anul în care noi trecutul nu putem împărți. Deci asta am învățat eu de la domnul Boia, pe care îl respect enorm de mult. Nu putem împărți trecutul. Trecutul e în spatele nostru. Dar despre viitor putem discuta în modul foarte serios, că viitorul depinde în foarte mare măsură de noi. Trecutul nu mai depinde de noi. Putem interpreta în diferite feluri. Și de aceea eu am propus, haideți să avem un dialog și despre relațiile română-maghiare, majoritate-minoritate,
care sunt prejudecățile noastre, care sunt prejudecățile voastre, cum putem să ne apropiem, cum putem să creionăm un viitor, că de sărbători sarmalele se termină, berea se termină și ne trezim că suntem în 2019. Ar trebui să edificăm ceva în 2018 și în sensul spiritual și în sensul material, dacă ne gândim la viitor. Și nu vreau să dau exemple din alte perioade imperiale sau semi-imperiale, dar o astfel de perioadă, un astfel de an e prilejul de a construi ceva, nu de a distruge. Deci noi vom marca această perioadă și momentul astrologic prin a cere dialog și prin a oferi respect. Dar de sărbători nu putem împreună. Da. De 1 decembrie. Asta e. Mă întristează faptul că nu puteți sărbători. Credeți-mă, mă aș aștepta de la un fost oficial al statului și chiar... Eu respect abordarea noastră. Steaua României pe care am primit-o la Constantinescu, Steaua Vățat, pentru faptul că un fost oficial spune că nu poate sărbători. Eu când am fost ministru, atunci am participat, am respectat, am stat alături de colegii mei și alături de toți cetățenii, dar să nu așteptați să domină. 1 decembrie, pentru maghiarii din România... Nu e doriu, totuși. Pe mine nu v-ați auzit spunând că ați fost doriu. Pentru maghiarii din România, însă de la Budapesta probabil că e un doriu. La Budapesta. E bine să faceți o distinție maghiare din România da, și... Da, tocmai că există. Însă ceea ce vreau să vă întreb în continuare lucrurile astea este că, într-adevăr, viziunea noastră, conform care de acum încolo trebuie să vedem ce facem, trecutul nu mai depinde de noi, într-adevăr. Viitorul, relația română-maghiară din cadrul statului român ar trebui să ne intereseze și să vedem cum putem să avem cele mai mari beneficii ambele comunități. Însă, totuși, la un moment dat, ați avut o conferință undeva prin, vedeți și numele spune, când se cuine. Și pe un banner în spatele dumneavoastră spunea, scria foarte, foarte clar în maghiară că a făcut și de niciun preț la un moment dat, acum ceva timp, că maghiarii sunt de 1000 de ani în Transilvania, de 100 de ani în România. Totuși, dumneavoastră faceți. Partidul pe care îl conduceți face de foarte multe ori apel la istorie și la trecut. Și nu avem cum să dăm la o parte acest trecut care a avut relele sale, cu siguranță, și a avut atrocitățile sale. Și umbrele sale până la urmă. Dar totuși a avut și părțile luminoase și din trecutul acela cred că ar trebui să hrănim relațiile de acum. Pentru că nu putem să facem, să avem o tabula rasa și să încercăm să ne denumim maghiar și român fără a avea background-ul. Pentru că, până la urmă, suntem români, pentru că și istoria noastră, cum și dumneavoastră sunteți maghiari, pentru că aveți o istorie în spate. Da, într-adevăr, aș vrea să dau ceva foarte scurt aici. Sunt unele momente, uite, spre exemplu, în seara aceasta ne ziceți că țineți la dialog, țineți la o relație mai strânsă între români și maghiari. Dar sunt unele momente în care politica partidului pe care dumneavoastră îl conduceți îi face chiar și pe românii moderați, cu românii care nu s-ar considera naționaliști, să zică că totuși, parcă nu spre asta vreau de mereu să meargă, ci spre a obține mai mult pentru el, ne luând în calcul sentimentele românilor. Cum a fost ce a descris episodul pe care l-a descris și colegul meu înainte, cum e și discuția despre limbă și autonomie în multe regiuni. Nu credeți că, nu știu, e nevoie de niște pași premergători unor subiecte ca autonomia, nu vi se pare un subiect destul de dur la momentul actual? Bun, e o discuție foarte sensibilă, eu recunosc că e o discuție extrem de delicată și de aceea trebuie și o abordare foarte atentă. Ar trebui să vedem ce înseamnă, ca să intrăm în mijlocul pădurii așa direct, ce înseamnă autonomie? Ce înțelegem prin autonomie? Uite, spre exemplu, autonomia de limbă. Ați vrea ca în unele orașe sau județe să se învețe în limba maghiară. Ați spus-o la începutul întâlnirii acestea. Da. Ați spus că considerați că astfel se nasc elite. Dar elitele acelea, odată ce ajung, ies din județul lor, ies din orașul lor și ajung în București, se vor descurca mai bine cu maghiara sau cu română?
Nu așa se pune problema dacă se descurcă mai bine în București sau nu, că s-ar putea să nu dorească să vină în București, s-ar putea să, să meargă la Viena, știți? Sau la Paris. Și se vor descurca acolo, nu cu maghiara, cu franceza, cu engleza și cu germană. Deci nu așa se pune problema când vorbim de elite și de păstrarea identității culturale și lingvistice din punctul meu de vedere. Dar, de obicei, cei care au venit în București s-au descurcat. Mai prost sau mai... Da, s-au descurcat. Autonomia, ce înseamnă? Despre asta ce lucru trebuie să discutăm? Înseamnă puterea de a decide despre soarta ta în anumite chestiuni stabilite prin lege. Nu despre orice. Noi, de fiecare dată, spunem, când vorbim de autonomie, că e vorba de principiul subsidiarității, decizia cât mai aproape de comunitate. Cele mai multe decizii să fie luate de comunitate, pe plan local, nu la nivel național. Că ei cunosc care sunt necesitățile, care sunt problemele, care sunt răspunsurile la acele probleme. Și poți să spui de la bun început că sunt anumite chestiuni unde nu există competențe decizionale la nivel local. Apărare, securitate națională, siguranță, politică de externă și mai poți să adaugi dacă vrei ceva. Trebuie văzut de ce au apărut mișcările autonomiste, cel puțin în secolul 20 în Europa. Aceste mișcări ce au însemnat? Au rezolvat o problemă sau au creat mai multe probleme? Dacă în Italia, care este totuși cu o vechime destul de mare, cu o tradiție foarte mare, cu niște caracteristici pe care le cunoașteți, a mers la un moment dat spre direcția de a da anumite competențe comunităților locale și dacă mergeți în Tirolul de Sud, veți vedea, unde limba este doar o chestie de competitivitate. Nu este altceva. Dar deciziile se iau la nivel regional, nu la Roma, când se spune că trebuie să construiești, să văruiești, să cumperi nu știu ce pentru anumite instituții. Nu te duci la Roma să iei lumină și după aceea aprobare. Sau să dai lumină și să iei aprobare. Sau în relația între finlandez și suedez. Sau pot să dau multe exemple din Europa, unde lucrurile s-au rezolvat, fiindcă așa s-a întâmplat. Cresc împreună diferite comunități și lingvistice și etnice și au găsit o rezolvare. În Europa Centrală și în Europa de Est, unde comunismul a avut o perioadă lungă de 40 și ceva de ani, aproape un jumătate de secol, sigur, lucrurile stau un pic diferit. Dar eu spun că în Uniunea Europeană aceste chestiuni trebuie tratate la fel. Așa cum au găsit italieni și în Italia vorbitorii de limbă germană, germanii, dacă vreți, sau austrieci, că sunt în granță cu Austria, niște soluții prin care toate comunitățile de acolo au prosperat, atunci eu cred că se poate găsi și în România. Noi dăm aceste exemple. Noi nu vrem, și am spus de la bun început, autonomia nu înseamnă secesiune, nu înseamnă segregare. Am înțeles. Deci, din acest punct de vedere, când discutăm, trebuie să înțelegem și trebuie să spunem ce înțelege fiecare prin autonomie. Deci, autonomia nu înseamnă că vrei să rupi ceva din România, că vrei să iei ceva de la România. Dar, punctual, ce atribuții în plus le-ați da liderilor locali ai UDMR față de ceilalți? Nu ai UDMR, eu aș da la toată țara, la fiecare primar, la fiecare autoritate locală. Mai mulți bani să rămână pe plan local. Deci 100% din impozitul pe venit să rămână la dispoziția comunităților locale. Primar, Consiliul Județean, indiferent că vorbim de Teleorman, acolo poate ne mai gândim, și Cluj. Eu aș lăsa mai mulți bani, mai multe competențe în toate domeniile, mai puțin externe, apărare, securitate, siguranță națională. Fiindcă ei știu. Deci eu dacă vreau să repar podul în munții Apuseni, la Moț, în Maramureș, trebuie să vin cu aprobare pe la domnul Stănescu. Domnul Stănescu știe unde e Maramureșul, că am învățat geografie, dar habar n-are unde e podul. Ok. Deci, da. E o chestie care trebuie decis la nivel local. Sau o instituție de cultură, o instituție de învățământ, un spital, un dispensar și așa mai departe, economie, infrastructură. De ce? Și vă dau un exemplu. De exemplu, care nu are o legătură directă, dar vă înțelegeți de ce nu merg în România lucrurile în sens, în direcția cea bună. La Comarnic a existat acum 3 ani o licitație pentru
centura ocolitoare a orașului, fiindcă autostrada noi nu putem să facem, după 100 de ani nu reușim să învingem Carpații, să străpungem cu autostradă. Treceți batalioane, dar treceți pe autostradă, că doamne, ați trecut odată pe... Poteci. Poteci. Și dacă putea să facă pe plan local tot ce înseamnă licitație, contestații, pe un termen de 45 de zile, 60 de zile, poate că acum am avea centura ocolitoare. Nu. Facem licitație, bineînțeles, trebuie să faci licitație, dar nici nu reglementăm cum trebuie să fie această licitație și care sunt... Și după 3 ani de zile au dat, acum 3 săptămâni, acum o lună de zile, Curtea de Apel a dat în final o decizie. După 3 ani de zile. Și a zis, domnule, firma ăla a câștigat, că ăla trebuie să semnați contractul. Eu nu mai spun al cui e firma și nu mai spun numele firmei, doar că firma nu mai există. A intrat în insolvență, după aceea în faliment și a fost desființată firma. Și stau ăștia și doamne, dar nu putem semna, dar judecătorul a zis că firma respectivă a câștigat. Hai să semnăm cu cel care e pe a doua poziție. Nu se poate că ne ia DNA-ul și ne închide. Fiindcă aici judecătorul zice că trebuie să semnăm cu ăla. Și acum ce facem? Hai, cea mai bună soluție, ca să fie toată lumea mulțumită, să reluăm procedura de licitație după 3 ani de zile. Bun, dar nu putem relua, fiindcă avem nevoie de o hotărâre a instanței prin care instanța spune că firma nu mai există. Firma nu mai există, dar fără o hotărâre a instanței nu putem, fiindcă iarăși suntem în zona penală. Și de aceea nu se mai face în următorii 3 ani nimic. Deci dacă anumite competențe se păstrează la nivel regional, la nivel județean sau la nivel local, atunci eu cred și sunt convins că lucrurile ar merge mult mai repede. Fiindcă primarii nu sunt hoți, comunitățile locale nu sunt bande de nu știu care și aceste competențe trebuie date acolo. Dacă trăiesc unguri în secuime, atunci lor trebuie să dea această competență, că nu o să ducă strada în Ungaria și pământul. Dacă sunt români, trebuie să lași lor. Dacă sunt rom, trebuie să lași lor această decizie. Nu trebuie să iei toate deciziile și pentru ipotecă, și pentru autostradă, și pentru centură de ocolitoare în București. Despre acest lucru vorbesc. Vorbesc autonomia locală. Dar acolo unde sunt maghiari, acolo această autonomia locală are și o competență lingvistică. În plus. Luciana, nu ai avut nicio întrebare până acum. O să revin la prima poziție pe Universitatea Babeș-Bolyai. Universitatea Babeș-Bolyai, secția în limba maghiară, la științe politice, se chinuie să-și păstreze studenții, de când în Cluj a fost aprobată și înființarea universității private la Sapienza, care e finanțată și din fonduri guvernamentale ale guvernului maghiar. Ați spus că Universitatea Babeș-Bolyai devine o universitate multiculturală, la fel ca și în alte universități unde se predă limba maghiară, sunt esențiale pentru formarea elitelor și limba maghiară în România. În contextul în care științele politice la Cluj, de exemplu, nu mai pot fi susținute datorită subfinanțării educației, inclusiv în limba maternă, într-o universitate publică și pleacă inclusiv profesorii, dar și studenții sunt formați de o altă universitate privată cu o finanțare din partea unui guvern care poate deveni la un moment dat ostil datorită tipului de leadership pe care îl are. Cum vedeți că ar putea statul român și Parlamentul României din care faceți parte și partidul din care face parte, să sprijine elitele maghiare prin învățământ public în limba maghiară? În primul rând, competitivitatea e importantă și dacă există o competiție între universități și dacă toate sunt bune, nu văd o problemă, dar aici, într-adevăr, numeric suntem destul de limitați, deci nu avem cum să fim mai mulți decât suntem. Nu, doar o precizare, pentru că în momentul în care sunt de acord cu o competiție, în momentul în care finanțarea este ok, dar în momentul în care statul român subfinanțează educația, practic nu numai cu elitele maghiare, dar și cu elitele de orice fel,
le subfinanțează și nu este o competiție reală. Oricine vine cu mai mulți bani, în acel moment distruge piața unui bun public, care este educația Guvernele străine, indiferent, au foarte multe păcate. Dar niciunul dintre guvernele străine n-are nicio vină că România subfinanțează educația. Deci nici Ungaria, nici Polonia, ca să vorbim doar de statele probleme din zonă, nici Cehia, mai nu, nici Austria, n-au nicio vină că noi subfinanțăm educația. Și de aceea, la început, ziceam că o altă prioritate sau după infrastructură, din punctul meu de vedere, prioritatea ar trebui să fie educația, fiindcă nu numai educația universitară sau sistemul universitar, dar și preuniversitar, că subfinanțând distrugem, subfinanțând, dar și subfinanțarea este proastă. Deci eu aș vrea o finanțare mai mare, să nu dăm 2% imediat cum vor americanii pentru armată, să mai stăm un pic, mă rog, se poate și pentru un ritm mai modest și să dăm 6% la educație, poate nu din toată, dar așa, pe parcursul a 2, 3, 4, 5 ani. Bun. Nu are nicio legătură, până la urmă, dacă finanțarea vine din Statele Unite, din Franța sau din Ungaria, fiindcă legislația este românească. Și tot ce se predă și tot ce se face, se face în România. Deci eu nu văd o problemă, chiar este o abordare din asta că avem dușmani peste tot, că dacă un guvern, guvernul de la Budapesta, nu știu ce face, atunci și universitatea va face ceea ce... Pe de o parte, pe de altă parte, statul român, noi am propus, încă nu au acceptat nici guvernele din care am făcut parte, nici PSD-ul, ar trebui să cofinanțeze Universitatea Sapientia, ca să nu fie o universitate dependentă 100% de Budapesta. Și nu mai vreau să intru în detalii cine guvernează, fiindcă aici iarăși ne încurcăm în diferite chestiuni de altfel importante. Cum a apărut Universitatea Sapientia? Și acest lucru trebuie văzut. Noi am cerut, mă rog, înainte să ajung eu în politică deja și după, să există o universitate de stat, finanțată de statul român, în limba maghiară. La un moment dat am ajuns și s-a dat o lege pentru o universitate maghiară-germană, Petőfi Schiller se numea, era perioada guvernului Radu Vasile. Din păcate, după aceea toți au uitat și nu s-a... Legea există și la această oră, nu s-a înființat acea universitate. Și cum nu am reușit să ajungem până acolo să înființăm noi, ca stat, cu fondurile publice, o universitate dorită de comunitatea noastră, a venit în 2000-2001 statul maghiar și a zis că înființează o universitate privată. Sau, mă rog, bisericile au înființat, dar din fondurile... Și de atunci doar guvernul maghiar, indiferent că era socialist sau era Fidesz, toți au finanțat universitatea. Și universitatea, în anumite componente, a devenit bună, nu... Toate facultățile, nu toate secțiile sunt bune. Au făcut o greșeală de strategie, că au împrăștiat universitate în 4 orașe, dar asta e o altă discuție. Mercurea Ciuc, unde eu ar trebui să fiu cel mai agresiv, poate că nu va deveni oraș universitar în următorii 50 de ani, fiindcă nu are această, hai să zicem, capacitate din foarte multe puncte de vedere. Dar acum există și acolo câteva secții. De aceea eu cred că important ar fi, dacă există o universitate acreditată pentru maghiari din România, statul român să aibă măcar o cofinanțare, fiindcă sunt cetățenii României. Ei vor lucra aici. Sper că vor lucra, majoritatea rămân în țară, nu pleacă în străinătate. Asta ar fi soluția, dar există și, din păcate, această problemă va exista în continuare, nu numai la științe politice, și la drept, la un moment dat, fiindcă la Babeș-Bolyai dreptul are doar o mică bucățică în limba maternă și Sapientia a pornit și secția de drept sau facultatea de drept și în alte domenii, dar va exista această competiție. Eu cred că aici statul român ar trebui să fie extrem de conștient și nu numai legat de Sapientia, de tot sistemul de învățământ. Subfinanțând, finanțând prost
învățământul va distruge. Eu am avut multe discuții cu colegii în guvern, în parlament, o să am în continuare, că eu rămân un susținător foarte, foarte determinat pentru a crește finanțarea, dar nu în orice condiții. Deci trebuie și pentru cercetare. România nu mai are cercetare. Nu poți să faci universități și performanță fără cercetare. Și aici iarăși noi am greșit. Ar trebui să găsim, zic eu, câteva domenii unde eram bun. Și până în 89 și după aveam posibilitatea de a merge. Și nu trebuie să finanțez tot. Nu trebuie să finanțez, să dai bani pentru toate domeniile, că nu vei reuși, nu ai această bogăție. Dar în anumite chestiuni, România putea să fie în top, dacă ar fi fost cercetarea finanțată. Deci, efectiv, ce veți face pentru a obține 6% pentru educație? Vom cere și, dacă va depinde de voturile noastre, atunci vom determina guvernele care vor urma să crească finanțarea, dar nu într-un singur an. Eu sunt convins că într-un singur an nu poți să crești finanțarea la 6%, că nu se poate cheltui eficient banii. Eu am văzut când eram ministru în guvern, la cultură, am crescut, că aveam această posibilitate, influență, fiind și lider la cultură, am crescut bugetul, dar am crescut cu treptat, fiindcă nu ești pregătit de la un an la altul să cheltui eficient, corect, o sumă mai mare. Dar dacă vom ajunge în situația în care voturile noastre vor fi decisive, atunci să fiți convinși că noi vom împinge în această direcție. Veți cere în acest an? Am cerut ce anul trecut, deci aici eu n-am o... Și se poate verifica. Și aveți un fai de parcurs, ați fost nu 6% din prima, dar aveți un vot... Da, eu am spus în 2016-17, când am votat bugetul după alegerile din 2016, că în perioada de 2016-2020 ar trebui să ajungem la 6+1%. 1% cercetare. În 4 ani, crescând. Și nu prin chestiunea artificială, fiindcă acum ce s-a făcut și noi aici, nu am votat, apropo, ce votăm, ce vine de la guvern și ce nu votăm, noi nu am votat ca să fie banii luați de la autoritățile locale pentru învățământ, să fie toți banii transferați de la minister, fiindcă așa, aparent, a avut loc o creștere mare în bugetul național, dar, de fapt, nu este o creștere reală. Tu ai luat din bugetul autorităților locale banii care merg pe salarii și ai băgat în bugetul național. Și acolo, brusc, ai impresia că a crescut bugetul, dar de fapt nu a crescut. A rămas, chiar vor fi probleme în acest an. Eu cred că 4-5 ani e perioada în care se poate ajunge la 6%. Fără să greșești. Doar o ultimă întrebare legată tot de finanțare și de educație. Conform legii cadrele didactice și cadrele didactice auxiliare trebuie să recupereze tăierea pe care au avut-o acum mai mulți ani din fondurile de la buget. De fapt, se impune universităților să fie să financeze această creștere. Aici am eu o singură mențiune. Astăzi s-a dat un ordin de ministru prin care se specifică foarte clar că sunt finanțate de la, se fac returnări de la bugetul de stat, nu de la universități. N-aveai cum să știi că și eu de-abia acum două ore am aflat de ea. Deci între timp n-am mai devenit. Că e un problemă de bugetul universității. Da, da, da. Da, e o foarte mare problemă pentru că este fondul suveran al universităților și practic în mai puțin un an, toate universitățile care ar fi implementat asta ar fi devenit falimentare. Au modificat asta printr-un lucru. Dacă, până la urmă, aceste procese au fost câștigate de la bugetul național, trebuie dați banii înapoi, etapizați, nu știu exact cum gândește guvernul, în cât timp. Eu am văzut când eram în guvern, noi am fost cei care am tăiat. Într-o situație destul de dificilă pentru România. Am mai salvat cât am putut în zona pensiilor. Am fost taxați, pedepsiți în 2012 la vot. Am simțit și noi, pe de rău, am simțit mai mult. Dar erau și mai mari. Și de la ei a plecat ideea. Dar eram și într-o situație destul de proastă la sfârșitul anului 2009. Nu a fost ușor. Nu a fost. Am avut discuții interminabile și
am simțit că facem o chestiune oribilă, dar trebuia să faci, să faci ceva. Mi-e frică să nu ajungem peste câțiva ani iarăși în situația în care cheltuielile publice nu pot fi finanțate. Deci, noi suntem extrem de vulnerabili din punct de vedere financiar, economic, de ce se întâmplă în jurul nostru. Și statele puternice, cu economie puternică, sunt vulnerabile. România este extrem de vulnerabilă. Creșterea asta de 5, sau cât am avut anul trecut, și prognoza de anul ăsta, e foarte frumos când te uiți la cifre, dar realitatea e un pic dificilă sau diferită față de cifrele de pe hârtie. Mi-e frică că dacă se va întâmpla ceva în Statele Unite sau în China sau în bursele mari, România foarte repede va intra în recesiune. Ne apropiem de 2 ore și n-aș vrea să-l obosesc foarte mult pe domnul Tremur. Deja știu că ați avut un program foarte încărcat și ne-ați trecurat și pe mai în program. Deci aș prefera să vă las cu întrebări nerostite și cu dorința de a-l revedea altă dată, însă îmi permit să pun eu o singură întrebare. Sunt moderator, îmi pot permite acest lucru. Chiar pe domnul președinte Hunor, mai sunteți dispus să răspundeți la 2-3 întrebări? De ce? Cât e ceasul? E deja 7:25. Da, deci eu până la ora 8 pot să stau. Și atâta pot. Avionul pleacă spre capitala Transilvaniei. Am observat că niciunul dintre studenți nu a încercat să beneficieze de pe urma faptului că avem un politician care se află într-o situație oarecum diferită de cea altor politicieni, fiind reprezentantul unei minorități. Din punct de vedere strict politic, o întrebare ușoară din partea mea. Cum s-a schimbat modul de a face politică în România? Cum îl percepeți schimbat după dispariția partidelor care ani de zile v-au dat bătăi de cap, UNPR, PRM? S-a schimbat ceva după? S-a îmbunătățit cumva climatul din acest punct de vedere? Și întreb asta și pentru că la început povesteați despre această tendință a celor de la PNL și PMP de a discuta sau de a se orienta către un stil de a face politică foarte agresiv de genul care pe care în relația cu PSD-ul. Noi ne mândrim ca stat că nu avem partide extremiste de o bună bucată de timp, ceea ce este extrem de important și, da, aparent așa e. Dar ce s-a întâmplat la un moment dat în anii 2000, 2012, 2008, începând de fapt din 2004, s-au împrășteat în toate partidele. Deci s-au dus, dacă vă uitați cine de unde a venit, unde a plecat, unde a ajuns, veți vedea că unii au fost în UNEPR, alții în PRM, s-au dus în PSD, PNL, PD, mă rog, ce PMP, ce partide mai sunt, la noi n-a venit nimeni. Nici la noi n-a plecat nimeni. Deci noi suntem formația politică care, de migrația politică, care este cancerul sau, mă rog, o boală foarte gravă a politicii românești, că noi ne-au ocolit. Pentru că sunteți prin excelență o formație etnică, cam singura din România. Și partidele românești cum sunt? Nu se fac nicio mai etnice. PNL-ul care ce e PNL? PNL-ul e liberal, da? Noi care sunt acele valori liberale pe care le susține PNL-ul astăzi? Păi nu, asta să ne explice statul minimal. Uite, ne-a explicat când a fost la dezbatere că statul minimal și pe partea socială au devenit conservator, spune domnul. Da, bine. Mai întrebați-i dacă... Probabil că să ne explice viitor procurorilor de la DNA. Sperăm, ne dorim, mulți ani cu sistem. Deci, s-au îmbrășteat în toate partidele. Și acum, sigur, e un răspuns un pic mai modern, așa. Eu m-am trezit la un moment dat cu domnul Tabără, fost președinte UNEPR, în guvern. Eram colegi.
Așa. Că a ajuns în PD. Sau acum cu Olguța, despre Olguța. Dar am avut niște conflicte pe parcursul anilor care eram colegi în Comisia de Cultură. Nu mai vreau să intru în detalii. Și acum, mă rog, e peserist. E social-democrat, e de centru stânga, dacă e să luăm după doctrina de pedofilie. Și așa mai departe. În asta noi să avem norocul că sângele nu se schimbă. Și atunci și ce s-a întâmplat? S-au plășteat în toate partidele și partidele, și e bine că s-a întâmplat până la urmă, fiindcă partidele mari gestionează mult mai bine, dacă există doar voci, hai să spunem așa, particulare, nu e o formațiune politică. Și fiecare, când eram în parteneriat la guvernare sau acum cum suntem cu PSD-ul cu acest parteneriat parlamentar sau acord parlamentar, devin și mai moderat, mai ales când sunt la guvernare. Când intră în opoziție, atunci au impresia că trebuie să fii naționalist, atunci românii te votează și eu cred că greșesc. Deja devine o greșeală să aștepți voturi doar dacă ești antimaghiar sau ultranaționalist. De o parte, pe de altă parte s-a schimbat o generație. Și s-a schimbat o generație și ne-am trezit cu oameni care nu au parcurs anii 90 când am plecat de foarte jos. Totuși am avut un conflict interetnic la Mureș și au murit oameni. De acolo am început. Sau, mă rog, de acolo a trebuit să revenim la normalitate. Ei nu știu aceste lucruri, că nu citesc, că nu cunosc istoria recentă și nu cunosc dinamica relațiilor româno-maghiare, majoritate, minoritate. Sigur, aici nu vorbim de relațiile interstatale. Putem să luăm, mă rog, de la venirea, mă rog, populațiilor maghiare. Se poate. Prea am trecut se poate. Dar vorbim de viața noastră, de generațiile care mai trăiesc. Cei care nu mai trăiesc, da, asta e. Și atunci trebuie să explici și la noi se întâmplă această schimbare, nu numai la partidele românești. Și fiecare partid trebuie să gestioneze. Deci există un personaj mult criticat, acum nu mai este în politică, are procese cu statul de drept, Revenciuc. Viorel Revenciuc. Că socialist, nesocialist, a fost un om care a muncit enorm de mult pentru a apropia și pentru a găsi un dialog și soluții între român și maghiar. Eu îl apreciez pe Viorel Revenciuc în continuare, indiferent ce se întâmplă cu el pe partea cealaltă. Acolo, sigur, nu știu, nu împart eu dreptate, dar a fost un om și lipsește un astfel de om în acest moment, de exemplu, din PSD. Sau cum era la un moment dat chiar Vasile Blaga la PD sau Emil Boc.